Dăm slavă lui Dumnezeu, cel întreime, mărit și lăudat, pentru această seară minunată, începută cu Sfânta Slujbă, cu Sfânta Taină a Sfântului Maslu, continuată, iată, cu aceste superbe colinde, ce se cântă în această perioadă binecuvântată a Sfântului fost al nașterii Domnului sau al Crăciunului. Și când, iată, l-avem ca invitat special, invitat de onoare și de suflet, pe Părintele Profesor Dr. Mihail Milea, de la Fundația Sfântul Sava din Buzău, care cu multă dragoste a acceptat să vină, să fie astăzi, în această seară și în acest loc, binecuvântat de Dumnezeu, în mijlocul nostru, și să ne vorbească despre iubirea de Dumnezeu și dragostea de patrie, ca fiind cele două suflete, cele două ari ale sufletului omenesc. Și românesc. Și românesc. Înaintea dumneavoastră l-aveți pe scriitorul și poetul Sava Bogasiu, l-aveți pe ucenicul Părintelui Nicolae Steinhardt, l-aveți pe fiul duhovnicesc al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Ioan, l-aveți pe colegul și prietenul Părintelui Nicolae Tănase, pentru că amândoi săvârșesc și desăvârșesc o lucrare de pionerat, de haiducie spirituală, am spune noi, misionar, apologetică și mărturisitoare, căci și unul și celălalt cresc copii, îngrijesc bătrâni, alină bolnavi, tămăduiesc pe cei neputincioși, vindecă pe cei oropsiți și sfătuiesc pe cei care au nevoie de sfat duhovnicesc și de întărire spirituală. Părintele Milea, Mihail Milea, este ctitorul, constructorul Catedralei Sfântul Sava din Buzău, numită și Catedrala Copiilor, pentru că are un demisol superb în care se slujește cu hramul Sfântul Stelian și unde Părintele face cateheze și a făcut cateheze cu tineri și cu copii de peste 20 de ani, iar la suprafață, deasupra, este o superbă catedrală, maestuoasă și impozantă biserică, impresionantă, care a fost de curând târnosită, sfințită, și care este una dintre bisericile superbe ale Buzăului, și ca arhitectură, și ca amplasare, ca așezare, ca impunătate, ca impozanță, și mai ales ca rol, rost și misiune. Pe Părintele Milea l-avem aici acum, fiindcă am simțit dragostea Sfinției sale, am simțit râvna Sfinției sale și bucuria cu care vine și împărtășește oricui îi cere acest lucru, sfat, har, binecuvântare, cuvânt cu putere multă și mult radiant, multă, multă bucurie, pace, liniște sufletească, iradiind o așezare a omului trecut prin multe, dar înțelepțit și călit și care a ajuns la o împlinire și așezare sufletească și mai ales duhovnicească, la o maturitate și la o înțelepciune patericală. Bine ați venit și vă mai așteptăm în mijlocul nostru. Doamne ajută! S-a încheiat laudele. Acum trecem la doxologie. Mare este Dumnezeu și minunate sunt lucrările Sfinte. Dragii mei, la invitația Părintelui Daniel, a fratele nostru Stelian, consilier la Ministerul Culturii și Cultelor, iată-ne astăzi aici împreună la dumneavoastră. Nimica nu este întâmplător. Totul are rânduială de sus. Dumnezeu care este bun și mare ne îndreptează pașii în această lume. Am venit
pe acest drum al lui Dumnezeu. În viață există doar două drumuri. Aceasta e ortodoxia. Drumul binelui, drumul lui Dumnezeu, drumul care duce la rai și un alt drum, drumul răului care duce la haos. Doar catolicii au purgatorul. În ortodoxie, ori ești cu Dumnezeu, ori ești fără Dumnezeu. Eu astăzi am venit aici la dumneavoastră de pe meleagurile Buzăului, păstorite de Sfântul Mucenic Sava, unul din primii sfinți martiri, martirizat în apa Buzăului. Am venit pe acest drum al lui Dumnezeu, în acest loc sacru numită Biserica Sfântul Antonie. Dragii mei, e o biserică superbă. E o biserică de lemn. O biserică care nu-ți aminte de Maramureș. Singura zonă românească unde încă se mai află dacii cei liberi de odinioară. În această biserică de lemn simt multă căldură. Lemnul și pământul și piatra sunt cele mai călduroase și statornice elemente ale neamului nostru românesc. Ce am constatat la această biserică, că este o biserică vie. Aceasta e măreția, valoarea unei biserici. Nu în măreția ei, înălțimea ei, în aur, în marmură și pietre prețioase, stă valoarea unei biserici. Biserica este adevărată cea care este vie, cum este la dumneavoastră. O biserică vie este atunci când se face liturghie. Biserică vie este atunci când credincioșii vin și participă, nu ca spectatori, ca la un teatru, la Sfânta Liturghie, ci credincioșii, adică noi toți împreună, preoți și credincioși, formăm biserica cea vie. Aceasta este biserica pe care o dorește Hristos. Și această biserică am descoperit eu aici, venind la dumneavoastră, în această biserică, unde an de an aici se slujește, se cheamă numele Lui Dumnezeu, se invocă Maica Domnului și toți Sfinții neamului românesc. Aceasta e biserica vie. Dacă postim, dacă ne spovedim, dacă venim la Sfânta Liturghie, dacă îngenechem în fața altarului, formăm biserica cea vie pe care o dorește Dumnezeu de la noi. M-am gândit tare mult în aceste zile despre ce să vorbesc dumneavoastră în această biserică. Și m-am gândit la ce ne lipsește nouă cel din vremea de astăzi. Cel mai mult simțim un mare gol în suflet, în familie, în societate și în lumea întreagă. Oare ce ne lipsește cel mai mult, dragii mei? Iubirea. S-a pierdut iubirea. Avem nevoie de iubire. Deși paradoxal, toată mass media, fie că e televiziune, fie că e internet, fie că este presă, fie că este literatura scrisă, peste tot se vorbește și iar se vorbește și iar se scrie despre iubire. Și totul nu este iubire. De ce? Simplu. Mass media vorbește despre iubire fără de Dumnezeu. O iubire sexuală, o iubire carnală, o iubire erotică, cum zice Părintele Paroh Daniel. O iubire fără de Dumnezeu. În aceste zile,
la președinția României, pe agenda de lucru, s-a aflat în discuție ca ordine de zi să se introducă în manualele școlare o oră de educație sexuală, chipurile de iubire. Dar care iubire, dragii mei? Iubire sexuală, iubire carnală, iubire erotică, iubire pătimașă. Să învățăm pe copiii noștri de la clasa 0, care nu are valoare, de 5 și 0, le-am luat copilăria copiilor noștri. Nu-i mai lăsăm să se bucure de libertate, de bucurie. Și până la liceu se va introduce programa școlară, educația sexuală. Dragii mei, n-avem nevoie de aceasta, dragii mei. Mai bine s-ar introduce în discipline școlare. Eu, dacă aș fi ministru al învățământului, aș introduce educația patriotică. Iubirea de patrie, iubirea aceasta de istorie, de cultură, iubirea de frumos, iubirea de viață, iubirea de familie și nu iubirea sexuală, care este taina lui Dumnezeu. Părinții noștri au avut stranitate și dumneavoastră, cu părul alb ca și mine, n-am făcut oră de educație sexuală și totuși părinții noștri au născut, nu un copil, în cazul meu, părinții mei, 12 copii, și n-a fost nevoie de astfel de ore. Tinerii noștri n-au nevoie de această oră de educație sexuală. Tinerii noștri au nevoie de Dumnezeu, care este iubirea. Această educație sexuală care se dorește și care se promovează în mass media n-are nimic ca sacru în ea. Iubirea sexuală este egoistă. De ce? Simplu de tot. Te iubesc ca să mă iubești. Este un comerț. Îți dau ca să-mi dai. Aceasta este iubirea aceasta promovată de mass media. De la iubirea aceasta sexuală, fără de Dumnezeu, se ajunge la crimă și mă întrebați cum. Simplu de tot. Ce este avortul? Cea mai mare crimă strigătoare la cer, ce a stat la baza avortului, iubirea sexuală. Două persoane au făcut dragoste una cu alta în duh egoist, apoi au ucis fructul iubirii prin avort, prin această crimă oribilă. E pământul plin de sânge în România, știți câte avorturi avem noi? Mă ocup în mod special de această dimensiune. Peste 22 de milioane de avorturi. Dragii mei, știți ce populația românească actuală? Adevărată. 18 milioane și jumătate. Deci noi români, din 90 până acum, am ucis un popor. L-am băgat în pământ. Am înroșit pământul și ne întrebăm de ce ne merge greu în țara aceasta, de ce nu avem liniște, de ce nu avem bucurie, de ce acest dezastru național, pentru că l-am pierdut pe Dumnezeu. Iubirea adevărată, sacră, ea nu omoară, protejează viața, o prelungește. Familia creștină este pepinirea vieții, de unde răsare viața, de unde se culeg roadele vieții și florile care sunt copilașii noștri. O grădină este frumoasă, atrăgătoare doar atunci când sunt multe flori. O familie este binecuvântată și admirată de noi, în care se află mulți copii. Dragii mei, știți ce le spun eu la cei care se căzură la Biserica Copiilor, Catedrala Sfântul Sava? Le spun așa, dragi miri, le spun așa, un copil înseamnă niciunul. Dacă vreți să rămâni la un copil, spuneți că n-aveți niciun. Pentru mine, ca preot, cel mai greu mi-este în viață să particip la o mormântare unui copil. Mai ales când acel copil este deja la facultate, poate și căsătorit,
și părinții nu pot mai avea un alt copil. Ce tragedie mai mare ca aceasta poate fi? De aceea reflectați tinerilor care sunteți în biserică. Un copil înseamnă niciunul. E bine să lăsăm copiii cât vrea Dumnezeu. Niciodată un copil, când se naște, nu vine să ceară părinților ceva. Dragii mei, copiii vin de la Dumnezeu și ei vin, să vă dați atenți, fiecare copil are un cec în alb. Ca noi părinții să notăm pe cec cât ne trebuie. Dumnezeu trimite și har, și binecuvântare, și hrană, și loc de muncă, și familia cu mulți copii o duce bine. Familia cu un singur copil întotdeauna își fac mari probleme cu ce crezi copilul, cu ce trebuie la facultate. Unde sunt mulți copii, nu-și mai pun problema, pentru că părinții aceia știu că acești copii i-au trimis Dumnezeu în casă lor. Care din dumneavoastră ați făcut cerere să vă nașteți? Eu nu n-am făcut, și nici dumneavoastră. Ne-a născut Dumnezeu, ne-a trimis Dumnezeu și pe fiecare ne-a trimis cu o misiune, cu o lucrare sfântă. Acesta e sensul vieții noastre pe pământ. N-am venit la întâmplare, nu există întâmplare în lume, în ortodoxie, în biserică, ci fiecare din noi avem o misiune clară, o lucrare clară și copiii noștri care s-au născut și care se vor naște, nu îi lasă Dumnezeu de izbelișe. Dacă Dumnezeu are grijă de păsări, de insecte, de animale, cu atât mai mult Dumnezeu poartă grijă de copiii noștri. Avem mare nevoie de iubirea lui Dumnezeu. Iubirea ne lipsește, iubirea este Dumnezeu. Așa se definește Dumnezeu. Iubirea este totul, nu există nimic fără iubire. Așa ne spune și Sfântul Apostol Pavel la Epistola 1 Corinteni, capitolul 3, descrie cel mai frumos imn al iubirii pe care întâlnim în literatura universală. Iubirea este, de nu este iubire, nu este nimica. Iată de ce am ales în această seară la dumneavoastră iubirea de Dumnezeu și iubirea de patrie, cele două aripi ale sufletului românesc. Iubire și suflet. Două cuvinte, două realități care au izvorul în Dumnezeu. Iubirea e veșnică. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu este veșnic. Dacă mă întrebați ce este Dumnezeu în esență, eu vă dau răspunsul de la Evanghelist Ioan. El, în afară de Evanghelie, mai are și trei epistole. În prima sa epistolă sobornicească, în capitolul 1, versetul, capitolul 4, versetul 8, spune așa: Dumnezeu egal iubire. Deci iubirea egal Dumnezeu, Dumnezeu egal iubire. Ce este sufletul? Sufletul este motorul vieții noastre. Sufletul este nemuritor. Sufletul este scânteie divină. Noi suntem creați în timp, am apărut în timp, fiecare avem pe actul de identitate, data nașterii, dar suntem nemuritori, suntem chemați în veșnicie. Sufletul nu moare, dragii mei, să nu vă mai înspăimântați de moarte, dragii mei, nu există moarte. În loc de moarte se zice mutare. Noi ne mutăm, noi nu murim, ne mutăm de aici, în lumea de dincolo. Sufletul este nemuritor. Aceasta este credința ortodoxiei. Așa cum omul are suflet, la fel se întâmplă și cu poporul. Poporul are suflet. Poporul e format de noi oameni. Fiecare din noi avem suflet. Dacă sufletul nostru al fiecărui este curat, este bun, este credincios, înseamnă că poporul nostru are un suflet bun, credincios, înaintea lui Dumnezeu. Poporul are suflet, poporul are viață, poporul lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fim noi. Poporul român
Este un miracol divin în acest spațiu european numit Dacia sau grădina Maicii Domnului. Bunei noștri, cine sunt? Daci. Eu sunt român de două ori. Și poate vă întrebați, de ce părintele român de două ori și nu odată? Știți de ce? Eu am dublă cetățenie, dragii mei, din Republica Moldova, Basarabia. Știți ce e Basarabia? Pământ sfânt, pământ românesc. De aceea mă numesc român de două ori. Și la noi în Basarabia nu se spune de ce a venit bunicul, de ce a venit bunelul. Ce frumos sună! N-au venit bunicii, ci au venit bunei. Ce minunate cuvinte avem în Basarabia. Bunei noștri erau oameni foarte credincioși. Credeau în Dumnezeu, credeau în cer ca locul lui Dumnezeu, credeau în îngeri, credeau în sfinți, așa cum găsim în istoria literaturii de George Călinescu descrierea românului. Strămoșii noștri nu s-au închinat lui Zamorse, cum se încearcă în ultima vreme ca să inducă nouă românilor că noi am avut un zeu mare numit Zamorse. Doamne ferește! Zamorse n-a fost zeu, dragii mei. Zamorse a fost om ca și noi. Un înțelept, un om credincios, dragii mei, așa cum poporul evreu l-a avut pe Moise, omul lui Dumnezeu, ne spune Biblia, prima parte a Bibliei în Vechiul Testament, vorbește despre istoria poporului evreu, popor ales. Și Dumnezeu a ales din acest popor pe Moise, lui Moise i s-a descoperit pe muntele Sinai, i-a dat tablele legii, lui Moise i s-a descoperit de multe ori Dumnezeu și i-a vorbit, și el, Moise, a transmis aceste cuvinte, descoperiri, revelații poporului și Moise a reușit să ducă poporul la Dumnezeu, să le vorbească despre Dumnezeu. La fel s-a întâmplat cu bunei noștri, dacii noștri, Zamorse le-a vorbit oamenilor despre Dumnezeu, despre calea lui Dumnezeu, cum se poate ajunge la Dumnezeu. Zamorse a locuit în Dacia. Dacia este prima denumire a țării noastre. Știți de unde vine Dacia? Când se întâlneau doi daci pe drum, întreba unul pe celălalt, tu de unde ești? Celălalt spune, Dacia. Dacia. Și Dacia, tot mereu și tot timpul rostind Dacia, Dacia, a ajuns să se numească această zonă Dacia, pământ binecuvântat de Dumnezeu. Dacia se mai numește și grădina Maicii Domnului. Această metaforă, grădina Maicii Domnului, scoate în lui frumusețea naturală pe care a dat Dumnezeu. Avem munți plini de aur. Mergeți în Munții Vrancei, veți găsi acolo un munte, se cheamă Munte Or. Munte Or, unde e un părinte deosebit, Macarie. Munte Or. Și m-am întrebat, de ce îi zice la acest munte Munte Or? Niște locali mi-a zis, părinte, acest munte se cheamă Munte Or, pentru că la baza muntelui a fost o mină de aur. Acum a dispărut, ca tot aur din România. Ne-au luat străini. Dar știți ce n-au pus în ea străini? Credința, dragii mei, ortodoxia, este aurul cel mai strălucitor, cel mai de valoare, care trebuie să ținem la el. Aurul este în sufletul nostru. Străinii nu pot intra. Vor să intre. Acesta e mare război al omenirii de astăzi, ca să ne distrugă ortodoxia, să ne ia credința, să ne ia sfințenia. De noi depinde. Dacă noi facem front comun și nu-i lăsăm să intre și nu cedăm și nu facem compromisuri, oricât ar dori străini de neam
și de credință nu vor reuși să ne ia acest aur al Ortodoxiei. Vă spuneam că Dacia este prima denumire a României. Vă întreb acum, ce înseamnă România? Dacă, cum se aude ecoul de departe, de peste munți, dacă veți scrie când veți ajunge acasă cuvântul România pe o coală de hârtie și apoi vă uitați atent la toate literele din care se scrie cuvântul România, vom face cea mai frumoasă propoziție de suflet, om în rai. Aceasta e România, dragii mei. De aceea, dragii mei tine, nu plecați din România. La studii mergeți, învățați o limbă, e foarte bine. De mergi la o specializare, mergeți. Dar nu plecați pentru totdeauna din România. Rămâneți în România, de ce? Că este un rai, grădina Maicii Domnului, este un loc binecuvântat pe care Dumnezeu ne-l-a dat. România nu se vinde, vorba la Grigore Vieru, casa părintească nu se vinde, pământul, oricât de săraci ar fi, dragii mei, să nu dăm la străini, pentru că mai mare blestem nu există. Să dai pământul strămoșilor, să-l dai străină, Doamne ferește, lucrul acesta să nu se întâmple cu noi, cei care suntem aici, în casa lui Dumnezeu. Poporul român este un miracol, un miracol divin. Și vă explic, e o minune. Știți de ce? Noi ca popor suntem înconjurați de popoare slave. Adică Rusia, Bulgaria, Serbia. Și cu toate acestea, noi vorbim românește și scrim în grafia latină. E un miracol. Că nu scrim slavonește, nu scrim cu litere chirilice acum, sau nu vorbim limbile acestea slavone. Dragii mei, poporul român este un miracol. Suntem înconjurați și de state catolice, cum este Austria, cum este Polonia, cum este Ungaria, și catolică, și protestantă, și cu toate acestea, noi am rămas ortodoxi. Am fost ortodoxi, suntem ortodoxi și trebuie să fim ortodoxi. Nu este acesta un miracol? Dragii mei, poporul român s-a născut român și creștin în același timp. Deci de 2000 de ani noi suntem creștini. Arătați-mi, dovediți-mi mie, la popoarele vecine, dacă au aceeași vechime a credinței. Rușii și-au aniversat un mileniu de creștinism. Deci ei au fost încrejați foarte târziu, în jurul anului 1000, când era principesa Olga, împărăteasa. Unguri pe la 900, bulgari pe la 800, doar noi creștini. Români ne-am născut deodată creștini. Dacă Olga, împărăteasa Rusiei, a dat un edict și s-au încreștinat, rușii, forțați, la fel s-a întâmplat și cu bulgari și cu unguri. La noi nimeni n-a dat o lege, un decret în istorie de astăzi să devenim creștini. De ce am devenit noi creștini foarte repede? Pentru că bunei noștri, dacii noștri, erau credincioși. Credeau în unicul Dumnezeu, creatorul celui și al pământului. Bunei noștri credeau în îngeri, credeau în sufletul nemuritor, bunei noștri îl așteptau pe Mântuitorul Iisus Hristos și de aceea l-au primit cu bucurie. N-au stat pe gânduri. Sfântul Apostol Andrei, întâi ucenic, a venit în Dacia și a făcut primele botezuri, primele încreștinări. Care popor din jurul nostru se poate mândri sau se poate bucura cu această credință apostolică ca noi români să avem la bază un apostol și în orice apostol, chiar primul și la catalog și primul chemat la apostolat, Sfântul Apostol Andrei, care a devenit în felul acesta nănașul neamului nostru românesc. Am supraviețuit în istorie
prin iubirea față de Dumnezeu, prin credința în Dumnezeu și prin limba română vorbită. Ortodoxia este coloana vertebrală care înțe drepți în fața Dumnezeu și în fața lumii. De aceea să țin la ortodoxie. Ce înseamnă ortodoxie? Dreaptă credință. Drumul cel mai drept care este la Dumnezeu este drumul ortodoxiei. Te duce direct, fără ocolișuri. Alte religii, sunt multe, îl caută pe Dumnezeu. Sunt tot fel de labirinturi. Căutarea Dumnezeu. Noi nu îl căutăm, dragii mei. Noi îl mărturisim. Noi îl iubim. Noi îl avem. Acest lucru trebuie să-l facem fiecare din noi. Avem mare nevoie, dragii mei, de aceste două aripi. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de patrie. Iubirea de Dumnezeu este începutul și plinătatea desăvârșirii noastre. Iubirea este cea mai mare poruncă din Evanghelie și vă demonstrez de ce. Într-o zi, un tânăr, ca mult dintre dumneavoastră din biserică, a venit la Mântuitorul Iisus Hristos și l-a întrebat așa: Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? Adică din Biblie. Și atunci Mântuitorul îi răspunde pe loc, scurt și la obiect. Cea din tâi și cea mai mare poruncă este aceasta: să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată ființa ta, iar a doua, asemenea, să iubești pe aproapele tău, care înseamnă și patria. Patria e lângă noi, patria este noi, patria este cu noi. Patria este formată din aproapele nostru. Toți oamenii din jurul nostru formează patria. Iată ce ne spune Mântuitorul Hristos. Să-L iubim pe Dumnezeu și să iubim pe cei din jurul nostru. Mare este taina aceasta a iubirii. Ce înseamnă a iubi pe Dumnezeu? Poate vă întrebați. A iubi pe Dumnezeu înseamnă să te dăruiești total lui Dumnezeu. Să faci totul pentru Dumnezeu. Să faci numele Dumnezeu. Să faci lucruri ca pentru Dumnezeu. Să trăiești pentru Dumnezeu. A iubi cu adevărat pe Dumnezeu, știi ce înseamnă? Să iubim și să respectăm poruncile lui Dumnezeu. De unde lucrul acesta? Ne spune chiar Mântuitorul Hristos. Aceasta este porunca: de mă iubește cineva pe mine, va păzi și cuvântul meu, poruncile mele. Cel care nu iubește, cel care nu respectă, cel care nu ascultă de poruncile mele, acela nu mă iubește. Iubirea de Dumnezeu se arată prin viața noastră, prin mărturisirea credinței, prin faptele noastre pe care le facem. Atât ne-a mai rămas nouă astăzi. Știți ce anume? Doar să-L iubim și să-L mărturisim pe Hristos. Nu ne mai cere Dumnezeu ca celor din primul mileniu acea asceză severă, acele posturi aspre, mii de mătănii și ore îndelungate în fața icoanelor. Acum că timpul s-a scurtat foarte mult, pentru mine, dacă trece ziua de marți, cum este astăzi, pentru mine a trecut săptămâna. La mine, dacă a trecut Sfintele Paști, Crăciunul e ca și trecut. Observați ce viteză mare are timpul. Dumnezeu știe această viteză a timpului, Dumnezeu ne știe neputințele noastre, greutățile prin care trecem, Dumnezeu știe contextul social în care trăim, dragii mei, ca să ne mântuim și noi ne mântuim. Nu ne cere mult lucru, dragii mei, atât ne cere. Țineți minte, să-L iubim
și să-L mărturisim pe Dumnezeu. Scurt. Altceva nimic. Să-L iubim pe Dumnezeu și să-L mărturisim pe Dumnezeu. Bunii noștri totdeauna erau cu Dumnezeu în inimă. Știți care era salutul lor? Noi astăzi zicem hello, ok, adică am mai rămas cu un singur ochi. Da? Am uitat să mai vorbim românește. Dragii mei, și în salut să arătăm că suntem oamenii lui Dumnezeu. Bunei noștri așa ziceau. Doamne ajută! Pe cuvânt biblic, în expresia din Evanghelie. Doamne ajută! Câți dintre noi folosim acest salut? Doamne ajută! Asta trebuie să zicem noi. Nici bună ziua, nici bună seară, nici hello, nici I love you, nici goodbye. Da? Să zicem Doamne ajută! Să zicem așa, mare Dumnezeu, dragii mei, mare Dumnezeu. Eu lucrul acesta îl spun în loc de bună ziua, bună seara la Buzău, acesta salutul meu. Bună ziua, nu mai există. Mare e Dumnezeu, dar e mare tare. Să zicem așa, slăviți să fie Domnul, lăudăm pe Iisus, adică noi trebuie să arătăm prin comportament, prin viață, prin tot ceea ce facem, că suntem cu Dumnezeu, că noi credem în Dumnezeu, că îl iubim pe Dumnezeu. Să dăm inima lui Iisus. Poporul nostru tare mult l-a iubit pe Dumnezeu. Bunei noștri, strămoșii noștri, întotdeauna când se așezau la masă, ei se închinau. Noi am uitat. De exemplu, dacă ne ducem la o nuntă, nu ne închinăm, că ne vede cineva și de noi. Dacă la restaurant, nu mă închin, că dacă râde de mine, cum să râde de mine? Și dacă râde, e problema lui. Da? Dragii mei, să ne închinăm. Că suntem la școală, la muncă, la restaurant, oriunde am fi, la masă, întotdeauna, dragii mei, când ne închinăm la masă și când ne rugăm, știți cine vine la masă? Uitați-vă atent. Însuși Dumnezeu stă în capul mesii. Acolo, în orice casă ar fi, cel care se roagă și îl cheamă pe Dumnezeu, la rugăciune să binecuvânteze masa, Dumnezeu stă în capul mesii. Așa trebuie să facem și noi. Voievozii noștri, când câștigau un război, ce făceau? Noi dacă azi împlinim 18 ani, facem bairam. Ca și când am făcut noi ceva pentru 18 ani, n-am făcut nimica. Ani sunt al Dumnezeu. Dacă reușim un examen, tot Dumnezeu ne-a ajutat. Dacă ieșim la pensie, tot Dumnezeu ne-a ajutat. Dacă ne s-a înțeles copil, tot Dumnezeu ne-a ajutat. Și noi ce facem atunci? Facem chemare, bairam și impost. Ce făceau voievozii noștri când câștigau un război de apărare a țării și a credinței? Dragii mei, întrebați-l pe Ștefan, mergi la Puna. Posteau cel puțin 3 zile voievodii și armata țării, posteau, se rugau. Ce făceau voievozii noștri? Ridicau mănăstiri, ridicau biserici, ridicau troițe. Așa își arătau strămoșii noștri iubirea de Dumnezeu. În artă, în cultură, se vede iubirea lui Dumnezeu. Orice lucru făcut cu credința în Dumnezeu are valoare și capătă dimensiunea eternității. Iubirea de Dumnezeu trece dincolo de mormânt. De unde știm? Sfânta Scriptură ne spune așa, în Cântarea Cântării, că iubirea este mai tare decât moartea. Și nu ne-am convins? N-ați observat? Când înmormântăm pe cineva drag nouă, nu putem să-l uităm. Ne aducem aminte de ce că-l iubim. Și facem parastase, soroace, de ce că-l iubim. Și mergem la mormânt, de ce că-l iubim. Și nu putem să-l uităm. Deci iubirea trece dincolo de moarte, că iubirea este veșnică. Iubirea de Dumnezeu, dragii mei, ea nu se definește. Dacă m-ați întrebat ce iubire, nu pot să vă spun că nu se definește. Dacă v-aș întreba dumneavoastră ce este viața, nu puteți să dați o definiție. Viața se trăiește, iubirea nu se măsoară, iubirea doar se trăiește și noi suntem fructul iubirii lui Dumnezeu.
ca să nu fim singuri pe acest pământ, Dumnezeu ce a făcut? A creat Universul pentru noi. Ce a făcut Dumnezeu din iubire pentru noi? Ne-a dat soarele. Ce a făcut Dumnezeu pentru noi din iubire? Ne-a dat stele să ne lumineze. Ce a făcut Dumnezeu din iubire față de ne-a dat flori? Ne-a dat legume, ne-a dat plante, ne-a dat bucurie. Toate acestea Dumnezeu ne le-a dăruit. De ce? Pentru că ne iubește. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu este iubire și atunci noi ce trebuie să facem? Noi trebuie să răspundem la iubire cu iubire. Așa cum floarea soarelui, tot timpul planta aceasta se uită după soare, de aceea și numele floarea soarelui, la fel și noi în viața aceasta să-L căutăm pe Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu, să-L mărturisim pe Dumnezeu și atunci devenim ființele dragi ale Lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dorit nouă și o patrie. O patrie, un loc de viețuire. Patria este Dumnezeu pe care trebuie să o iubim, pe care trebuie să o prețuim. Iubirea de patrie este o poruncă, este o chemare a noastră, a tuturor. Patria, când zicem patrie, ea nu ține de politică, nu ține de partide. Patria este mai mult decât un pământ, decât un teritoriu. Patria este un cuvânt biblic, un cuvânt ceresc, pe care trebuie să-l punem la inimă. Patria este ca o mamă bună. Sfântul Ciprian, mare sfânt al bisericii, spune așa: cine nu are biserica de mamă, nu-L poate avea pe Dumnezeu de tată. Iată de ce trebuie să fim în biserică, de ce suntem în biserică. Biserica este ca o mamă. Eu spun așa: cine nu are patria ca o mamă, nu-L poate striga pe Dumnezeu ca tată. Observ cu mare tristețe, nu doar eu, și dumneavoastră, că în ultima vreme, în ultimii ani, nu se mai vorbește despre iubirea de patrie. Patriotismul, iubirea aceasta de patrie, a dispărut. Dragii mei, în manualele școlare de istoria națională a României, uitați-vă, în special pe cele alternative, găsim o frază despre Decebal, o propoi despre Traian și două sau trei pagini despre Andreescu. În cărți de limba română, dragii mei, uitați-vă atent, lipsesc poeziile despre patrie. Dragii mei, nu se mai fac filme patriotice despre istoria noastră, despre voievozii noștri. Există o mare preocupare pentru istoria altor popoare, altor culturi, dar numai de poporul nostru să nu vorbim, să nu scrim, să nu facem filme. Să dăm slavă Dumnezeu că totuși ne-am născut român, că facem parte din poporul român. De ce? Eu sunt tare bucuros. Odată că sunt ortodox, știți de ce? Sunt bucuros. Eu, ca ortodox, eu îi îmbrățișez pe toți oamenii, indiferent ce religie au, îi văd ca niște flori. Aceasta e ortodoxia. Bucurie, bunătate, deschidere, toleranță, iertare, iubire. Sunt tare bucuros că sunt român. Știți de ce? Noi românii, cel puțin până acum, noi n-am dus războaie de cucerire. N-am fost peste alte țări să luăm pământ care nu este al nostru. Noi aici am rămas în Dacia, am dus războaie de apărare. Noi români n-am dus războaie religioase ca în alte țări. Iată de ce mă bucur tare mult că sunt român. Chiar lucrez acum la o carte, România văzută de un preot. O carte foarte interesantă. Avem mai multe români, știați? În această carte vorbesc despre România veche,
adică despre Dacia. Apoi am un capitol, România aceasta în care trăim noi acum. Vovadis, care merge, dar nu știe unde merge. O Românie care își pierde identitatea. O Românie hărțuită, bajocorită, umilită, furată. Dragii mei, suntem singurul popor înconjurați de români. Știați? Basarabia nu e a noastră. Și ne-au pus alții frontiere și ne vezi tot român. Republica Moldova este pământ românesc, să înțeleagă toată lumea. De asemenea, în Ucraina, până la Cernăuți, nu-i pământ românesc. În Serbia, Valea Timocului, n-avem tot român. În Ungaria, la Gyula, n-avem tot român. În Bulgaria, n-avem tot român. Iată, dragii mei, avem români peste tot. Dragii mei, mai am un capitol, România însângerată. Suntem poporul cu cel mai multe avorturi. Peste 22 de milioane de copii avortați în România înroșită. După aceea, dragii mei, mai am un capitol, România subterană sau România de sublia străbună. Și aici vorbesc despre cultul morților la noi români. Dragii mei, morți nu sunt morți. Avem zeci de milioane de români în cimitirile noastre. Ei sunt vii, ei stau de strajă ca niște oșteni, așteaptă un semn să vină și să ne ajute și să ne spună că nu suntem siguri și să ne atragă atenția că ne-am abătut de la calea credinței, de la iubirea de patrie. Dragii mei, mai avem o Românie cerească în ceruri. N-avem atâta sfinți români? Dragii mei, în calendarul bisericesc, foarte puțin români. Deși avem sute, sute și mii și mii de sfinți români. Dar n-au avut loc de greci, de alți sfinți trecuți în calendar. Pentru noi ca biserică ortodoxă, de-abia în 1925, au ținut autonomia, patriarhatul acesta, biserica la statut de patriarhie și până atunci sfinții erau trecuți din țările vecine. Petre Țuțea, mare sfânt, un om al tenții comuniste, spunea așa, că sfântă este și acea femeie, țărâncuța noastră, care și-a pierdut soțul, fie în primul, ori în al doilea război mondial, cu mulți copii, care și-a lăsat soțul până la adânci bătrânețe, nemai recăsătorindu-se, iubind credința, iubind familia, jertfindu-se pentru familie, postind și spovedindu-se, și spunea Petrețuțea, și aceasta e o mare sfântă care ține neamul românesc aprins. Avem mulți sfinți români, sfinți închisorile comuniste și nu numai, atâția sfinți anonimi care au trăit în poporul nostru și despre ei vorbesc pentru că numele lor sunt scrise în Cartea lui Dumnezeu. Patria începe de acasă. Acasă ce este? E biserica satului, unde, vorba acelui cântec, Popa Ioan ne-a botezat, ne-a miluit, ne-a împărtășit cu cele sfinte. Patria este în biserică, unde noi ne-am încreștinat, unde am auzit primele colinde. Acasă este satul copilăriei noastre, uliți prăfuite și albite iarna de omătul groșnițe cald grâului din care se face prescura ce se duce la Sfântul Altar. Acasă este școala primară unde noi am învățat pe abecedarul lui Grigore Vieru. Începând de acasă, noi descoperim cine suntem, care sunt bunei noștri,
care sunt părinții noștri, care sunt rudele noastre, neamurile noastre, toate formează poporul lui Dumnezeu. Orice popor are o limbă cu care se identifică, patria noastră este spațiul limbii române. Limba română este o istorie îndelungată. Dacă mă întrebați să dau o definiție ce este limba română, eu vă spun scurt așa. Limba română este cina de taină a carpaților noștri. Limba română și are o bârșie pe timpul dacilor. Avem limba cea mai veche, să nu uităm de acele descoperiri. Tăblița Tărtăria, care sunt mai vei descrierea sumeriană. Limba română face parte din noi, este sângele nostru care curge noi. Ce este limba română? Limba română este un de lemnul ce arde în candela neam românesc. România fără limba română nu există. Limba română se poate vorbi oriunde, chiar și în cer. Cum zice cântecul Basarabeanu, că Dumnezeu, când a grăit pentru prima oară, grăită în limba română. Patria noastră este cerească. Mama noastră este cea care ne vorbește pentru prima dată și de patria cerească, când ne-a învățat să rostim rugăciunea Tatăl nostru care ești în ceruri. Mama este aceea care a dat icoana care este fereastra patriei cerești. Patria cerească se naște în suflet, prin Sfânta Împărtășanie, prin rugăciune. Biserica este altarul neamului românesc. Cu mare tristețe observăm ultima vreme, se duce mare război împotriva bisericii. Nu de multă vreme aici în București și nu numai, în marile orașe ale României au fost niște proteste de stradă, tineri manipulați, care în cei 25 s-au făcut religie în școală și acești tineri, care deși au trecut pe băncile școli românești, au fost atât de manipulați de agenturile străine și acești tineri au aruncat la propriu, nu la figurat, cu pietre. Fie în Catedrala Patriarhă, fie în alte biserici din București, în alte localități ale României. Să arunci cu pietre? Acesta e păcat strigător. Trebuie să dea de gândit ce este biserica. Este Maica neamul rămân, spune Eminescu. Să dai în mama, ce poate să fie mai grav? Cu adevărat, biserica este mama, pentru că biserica ne-a născut pe noi ca popor în Cristelnița. Biserica Ortodoxă este cea care a întemeiat primele școli românești, dragii mei. Nu credeți? Recitiți amintiri din copilărie de Ion Creangă și să vedeți acolo primele școli erau în pridvorul bisericii și primii dascări învățători erau preotul satului, cântărețul, primele manuale școlare, ceaslovul, Biblia și alte cărți, saltirea. Să nu uităm că primele cărți tipărite în limba română aparține tot bisericii. Să nu uităm că primele spitale în România și în lume au fost înființate de biserică. Arta este promovată de biserică și tot ceea ce este frumos în lumea aceasta este opera bisericii. Putem da noi cu piciorul mama noastră? Oricâte școli am avea, de nu era mama, de nu era tata, noi nu era, datorăm mult bisericii. De aceea biserica este inima poporului, de aceea poporul are nevoie de biserică, de aceea nu ieșim din biserică, aici din biserică înseamnă că ai dispărut ca identitate, ca existență spirituală în lumea aceasta. Biserica și patria își are izvorul în Dumnezeu. Biserica și patria sunt două altare sfinte la care suntem chemați cu toții să slujim. Cine iubește cu adevărat patria, iubește și biserica și cine iubește biserica, iubește și patria. De ce este sfânt pământul țării noastre?
simplu. În primul rând, pământul acesta strămoșesc este sfințit de sângele eroilor ale strămoșilor noștri pe care l-au vărsat pentru apărarea acestei patrie. De ce este sfânt pământul țării noastre, dragii mei? Strămoșii noștri, înainte de a pleca la Domnul, chema preotul, îi spovedeau, se împărtășeau și cu această împărtășanie era mormântat, era pus în pământ. Și pământul în felul acesta se sfințește. Pe acest pământ, uitați-vă în dreapta și în stânga, atâtea biserici, atâtea troițe, atâtea cruci, pământul acesta este un pământ sfânt, blagoslovit de Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu de care am vorbit, iubirea de patrie de care am grăit, iată aceste două aripi ale sufletului românesc cu care zbură spre Dumnezeu. Nu se poate zbura cu o singură aripă. Nu poți să zbor la Dumnezeu doar cu iubirea de Dumnezeu, pentru că ați văzut tânărul acela întrebat care cea mai mare poruncă și Iisus spune să iubești unul din toată inima ta, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți, arătându-ne că omul este ca o ființă zburătoare, nu credeți? Să dăm mâna și dreapta și în stânga, de ce are omul două mâini? Ca două aripi care zboară. Avem nevoie, la ora actuală, de această iubire aprinsă de Dumnezeu și dragoste de patrie ca să zburăm cu sufletul la Dumnezeu. Dragii mei, vă îmbrățișez, vă binecuvintez, mă bucur că ne-am întâlnit această seară minunată și sfântă și notat. Vă pomenim, vă avem la inimă și ne aducem aminte de dumneavoastră ce seară minunată aici. Avem aici și Părintele Capelan de la Armată, care este cu noi și care ne transmite multă iubire de patrie. Avem Părintele de la Câmpina, care la fel și dumnealui ne vorbește despre iubirea de Dumnezeu. L-avem pe Părintele Ștefan, care este cu tinere. L-avem pe Părintele Paroh Daniel și avem cel care e motorul acestui întâlnit de suflet, pe fratele nostru Stelian, pe care Dumnezeu să-l binecuvinteze și să mai organizeze astfel de servi localice, întâlnit de suflet împreună cu Părintele Paroh. Doamne ajută și să ne vedem la poarta Raiului! Într-o lume a globalizării și a ștergerii frontierelor, spuneți-ne, Părinte, care este diferența între cei trei termeni sau cele trei cuvinte, neam, popor și populație, în această lume a universalizării, mondializării și globalizării? Ce sens sau rost sau încărcătură mai au aceste cuvinte? Vă spuneam mai devreme, neamurile de Dumnezeu. Noi să ținem la neamul acesta, la poporul acesta, pentru că suntem darul lui Dumnezeu. Cel mai mare pericol al actual este globalizarea și mondializarea. De ce globalizarea? Pentru a ne pierde identitatea, credința. De ce globalizare? Pentru a se introduce un guvern mondial condus de anticrist, adică de satana, mai pe românește. Ce dorește acest guvern mondial? O altă religie, pseudo-religie, nu e aici, care este un conglomerat de idei religioase, unde Dumnezeu nu mai este iubire, unde Dumnezeu nu mai este persoană. Un guvern care nu știe de milă. Știi ce înseamnă milă? Dacă traducem pe românește din limba rusă, milă, Doamne miluiește, dacă arată, Doamne iubește-mă. Nu mai există iubire. De aceea,
noi trebuie să țin la identitatea noastră, identitate, la demnitatea noastră națională. Ați ctitorit, părinte profesor, la Buzău, Bisoca, Maluc și în alte locuri, Savaliada, Vasiliada de astăzi. Spuneți-ne și prezentați-ne pe scurt ce înseamnă, ce este acolo în această Savaliadă. Este lucrarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu. Eu mă menesc mai mult decât dumneavoastră despre Savaliada, pentru că eu am simțit cât de mare e Dumnezeu și cum lucrează Dumnezeu. Dacă Vasiliada se chema de la Sfântul Vasile cel Mare, care este ctitorul și pionerul asistenței sociale în Biserica Universală Ortodoxă, Savaliada vine de la Sfântul Sava, contemporan, chiar nepot de al Sfântul Vasile cel Mare, și poate mă întrebați de ce chiar rubedenie. Vă întrebe pe dumneavoastră, Sfântul Vasile cel Mare a trăit în secolul IV, în Cezarea Capadocia, în Asia, în Turcia de astăzi. Sfântul Sava, de la Buzău, a trăit în Dacia, o distanță destul de mare. Când a fost martirizat Sfântul Sava de la Buzău de către goți, popor migrator venit de prin Germania, în zona Buzăului, păgâni ca și religie, i-au forțat pe băștinașii care trăiau în zona Buzăului, în Dacia, să se lepe de credință, de Evanghelie, de cruce pe care o aveau chiar din primele decenii. Și Sava refuză categoric ca mulți alții, este martirizat, Sfântul Vasile cel Mare aude despre acest martiriu și scrie lui Iurius Oranus, guvernatorul Sciției Minor, cu sediu la Tomis Constanța de astăzi și episcop Betranion de acolo, să-i trimită de grabă moaștele Sfântului Sava de la Buzău acestui tânăr. Noi știm așa că moaștele se folosesc la sfințirea de biserică, se pun antimise. Nu uitați că în secolul IV existau milioane, putem spune, de creștini în lumea întreagă, de martiri, de mucenici. Până la edictul lui Constantin cel Mare, anul 313, biserica a fost în persecuție sângerată. Oamenii erau omorâți pe capete cu miile, cum astăzi asistăm cu nepăsare la alt martiraș contemporan creștini din Siria, creștini din Nigeria, creștini de Orient, din Africa, persecutați, umiliți, torturați, omorâți de către musulmani. Despre care mass media nu spune nimic sau aproape nimic. Și acesta e un mare păcat strigător, în mileniul 3 asistăm la aceste orgii strigătoare la cer. Și atunci Sfântul Vasile insistă să-i se trimită moaștere Sfântului Sava. De ce? Că era și rudă cu ea. Și în amintirea Sfântului Sava de la Buzău, martirat în secolul IV, în calendarul românesc, el a fost întotdeauna trecut cu negru chiar în eparhia Buzăului, până în decembrie 90. Cu ajutorul Dumnezeu am înființat și am pus bazele catedralei Sfântul Sava cu episcopul de atunci, Preasfințitul Epifanie, că fără episcop nu putem face nimica. S-a pus piatra de temelie acestei catedrale, Biserică Sfântul Sava. Deci timp de 1600 de ani, Sfântul Sava n-a avut biserică închinată lui. Și odată și paralel cu biserica, am început cu ajutorul Dumnezeu și această lucrare misionară, lucrare socială, activitatea socială, cum este și la dumneavoastră. Noi avem un parteneriat cu parohia dumneavoastră, cu părintele parohul Daniel, cu Ștefan, părintele, avem multe acțiuni de parteneriat de ajutor al proiectelor noastre sociale începute la Buzău. Și am început cu ajutorul Dumnezeu cu o cantină pentru copiii străzi. Acești copii ai străzi veneau la cantină, mâncau, plecau pe stradă și am zis într-o zi, nu e bine. Adică ne încurajăm lenea, cerșătoria. Și am spus, dragii mei,
nu mai putem să mâncăm. Cum, părinte, că mâncarea e bună. E bună, dar nu mai putem. De ce, părinte? Păi Dumnezeu nu ne mai lasă să mâncăm. Cum așa? Fiind profesor la seminar, am venit cu o Biblie mare la cantină, am deschis-o la 2 Tesalonicen, capitolul 3, versetul 10, spune mare acolo. Cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Am pus una, am pus doi, am pus trei, ca să vadă că nu-i de la mine. Și atunci s-au lământ și până de ce facem apoi? Zic, trebuie să lucrați. Ce? Păi ce vă pricepeți voi? Eu mă pricep să bat cu ei, altul să tai o scândă, altul să coasă nasturi. Și atunci mi-am dat seama că ei pot îmbrățișa două meserii practice, tâmplărie și croitorie. Cu ajutorul Dumnezeu am înființat o școală de ucenici și apoi venea vacanța mare, ce fac cu acești copii? Statul are tabe, e ceva cu ei. Și atunci Dumnezeu mi-a dat în gând să facem un campus și avem un campus în Munții Buzăului, unde, cu ajutorul Dumnezeu, în fiecare an vin în jur de 1500 de tineri, copii defavorizați, care veni de tabără gratuită. Stând cu ei într-o vară acolo, m-am gândit, acești copii o să îmbătrânească. Erau ca și copiii mei. Ce fac cu ei? Și atunci Dumnezeu m-a înțelepțit de ce trebuie să faci cămin de bătrâni. Și așa am început să facem și cămin de bătrâni. De la copii am ajuns la persoane vârstnice, două categorii defavorizate în țara noastră, nebăgate în seamă de mai mari noștri. Cu ajutorul Dumnezeu, în urmă cu 3 ani de zile, am preluat o unitate militară dezafectată antiriană de la Baba Ana, lângă Mizin, în județul Prahova. O unitate dezafectată, clădiri abandonate, și aici i-am dat numele acestui proiect de Savaliada, unde am început să lucrăm, unde avem așezăminte în lucru acum pentru copii, pentru mame care sunt pe stradă, violența în familie, pentru persoane în vârstă, pentru tineri defavorizați. Aceasta este Savaliada. Deci este o lucrare a bisericii, cu biserica, prin biserică, și în aceste proiecte sociale noi lucrăm cu credincioși ca și dumneavoastră, cu voluntari. Aceasta este marea forță a Ortodoxiei, voluntariatul, dragii mei. Voluntariat înseamnă să faci pentru Dumnezeu, să iubești pe Dumnezeu. Credință fără fapte moartă este. Savaliada este un loc unde poți să demonstrezi că ești creștin. Creștin fără fapte, fără jertfă, nu există. Când veți finaliza cartea de care ați pomenit și o veți publica, de acum vă invităm să faceți o prezentare și o lansare și aici. Da, mulțumim. Mă uit la ceas că eu trebuie să ajung acum la o lansare de carte la care am făcut prefața. E vorba de o carte, Floarea din asfalt, de Alexandra Svelt, o autoare, o tânără din București, de aici, Floarea de asfalt. Pentru mine, florile sunt un miracol. Cine se îndoiește de Dumnezeu să se apropie de o floare? Așa le spun mereu latin la copii. Care este minunea? Uitați-vă, într-un metru pătrat de pământ ies atâtea specii de flori, mai mici, mai mari, colorate diferit și, interesant, parfumuri diferite. Cine din dumneavoastră a colorat aceste flori? Cine le-a dat această mireasmă care nu se confundă una cu cealaltă? În acest pământ în care noi aruncăm ce este mai urât, mizeria toată, avem de să o îngropăm în pământ. Călcăm pământul, bajocorim pe pământ, îl poluăm pe pământ și iată pământul scoate aceste flori minunate. Grigore Vieră spune așa, că sunt doar un fir de arbă sunt. Ce smerim la el. Pentru mine minunea mare care este? Firul de iarbă care iese din pământ, din asfalt. Ați văzut? Asfaltul acesta atât de tare, poate are și o jumătate de metru straturile care se pun de sub pietriș, de tot felul, nisip, și alte straturi de izolare și apoi acel strat de asfalt și vedem de loc în loc că este câte un fir de iarbă. Firul de iarbă care e atât de plăpând, dacă suflăm asupra lui, se duce și în dreapta și în stânga. Dragii mei, cum iese firul de iarbă prin asfalt? Cum iese floarea aceasta? Dragii mei, aici este miracolul. Forța dumnezeiască. Dumnezeu trimite forțe cosmice în acest fir de iarbă și străbate. Aceasta e ortodoxia, fraților. Oricât s-ar lupta străine,
Ortodoxia nu poate birui, că nu poți biri firul de iarbă și răzbate din pământ, din piatră, la fel neamul acesta și Ortodoxia și Biserica nu va dispare pentru că este lucrarea lui Dumnezeu. Amin și binecuvântare, deja mașina mă așteaptă. Vă mulțumim frumos, multă sănătate, Doamne, atâta, reluăm seriile duhovnicești în martie 2016. Până atunci, poți binecuvântat și sărbători fericite și binecuvântate. Doamne ajută! Doamne ajută!